Lăcașul de cult cu hramul Sfânta Treime din Coaș a fost târnosit duminică de către preasfințitul părinte Timotei, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sădmarului. Acesta a fost întâmpinat cu căldură de primarul Călin Achim, precum și de copiii și locuitorii din comună. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi care am venit cu toții să binecuvântăm, să sfințim lucrările și jertfenicia dumneavoastră. O zi cu har, o zi cu binecuvântare și iată că acum că am la sosire, Dumnezeu a trimis câteva strălucitoare în semn de binecuvântare. Programul stabilit inițial a fost schimbat din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Astfel a avut loc prima dată ceremonialul religios de târnosire a Bisericii Ortodoxe și nu sfințirea capelei mortuare. Slujba de sfințire a lăcașului de cult a fost însă susținut afară. Să ne ajute Dumnezeu să fim cu oare aminte, cu inima deschisă, spre a recepta cuvântul lui Dumnezeu și Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos, ca să ducă rod. Ca să ducă rod de binecuvântare. După aceea, după ce încheie, o să mergem cu toții la capela de cimitir, ca să o binecuvântăm și să o sfințim. Am vrut să mergem acum la venire, așa era voiala, întrucât am văzut că pe norii cerului Dumnezeu a trimis ploaie, am zis că mai de folos este și mai înțelept este să venim la Sfânta Biserică. Evenimentul a fost unul extrem de important pentru credincioșii din Coaș, care au luat parte în număr mare atât la slujba de târnosire a bisericii, cât și la sfințirea capelei mortuare din cimitir.